Salutare, bine și dragilor și bine v-am găsit! Astăzi avem ultimul clip înainte de Vlogmas! Yay! De săptămâna viitoare începe Vlogmas de pe 1. Și vreau să fiți pe fază, să vă activați notificările și să vă abonați, bineînțeles, pentru că nu o să fac Vlogmas în fiecare zi. Și nu o să fie daily vlog în fiecare zi, o să fie cumva altfel, o să vedeți. L-am gândit astfel încât să fie altfel și să se muleze pe ceea ce fac eu în prezent, pe programul meu și așa mai departe. Dar de lucrurile astea ne vom ocupa săptămâna viitoare. Am aici o pungă destul de generosă, de tot de la Profi, clasica bună de la Profi, cu produse terminate. Am o fată de lumină aici, care sperăm să nu ne încurce foarte tare. Și zic să-i dăm. Și o să începem așa, cu șamponul și balsamul pe care l-am terminat cel mai recent, și anume Botanic Therapy, cel cu ulei de ricin de la Garnier. Îmi plac aromele foarte, foarte mult, în mod special șamponul. Îmi place foarte tare că nu mi-ingrașe părul, îl hidratează, dar suficient cât să nu fie gras. Și de asemenea, de strălucire, nu știu, și îmi face părul să se simte bine. V-am zis că în ultima vreme am renunțat să mai folosesc balsam de păr, folosesc foarte rar, așa că mare parte din balsamul ăsta s-a dus pe pilat. Dar bun și balsamul, dacă aveți nevoie, sunt niște șampoane destul de ok din punctul meu de vedere și plac, mie îmi plac. Știți că le-am mai folosit. Hai să intrăm în epopeea gelurilor de duș. Avem aici gelul de duș de la Lactovit, Lactourea, care îmi place iarăși foarte mult și pe ăsta l-ați mai văzut la mine. Este un gel de duș destinat persoanelor cu piele uscată, care îți ajută pielea să rămână mai hidratată, să nu se mai usuce așa de la spălare și chiar se vede o diferență. Mie îmi place foarte, foarte tare ăsta. Promit că data viitoare, când o să mai ajung într-un demers sau într-un magazin în care există acest Lactovit, o să-mi iau 10, ca să fie, pentru că mi-am luat unul și l-am terminat foarte repede. M-a spus că eu bai am acele dozatoare, nu țin gelul de duș în sticlă pur și simplu, ci am dozatoare și am un dozator la duș, am un dozator la cadă și am un dozator la bideu. Și fac curând dozatoarele alea prin baie, se plimbă așa, fac crocade, când se termină gelul de duș la cabina de duș în mod special, îl iau pe ăla de la cadă și după aia îl iau și pe cel de la bideu și tot așa. Și de-aia ar trebui să-mi iau mai multe. Un gel de duș de la care iarăși am avut speranțe mari, pentru că mirosea bine așa când l-am deschis, adică când îl simți așa din sticlă, miroase bine, dar când l-am aplicat pe corp, parcă îi se schimba mirosul de la Nivea. V-am mai zis eu că nu știu ce se întâmplă, dar nu mă înțeleg deloc cu gelurile astea de duș de la Nivea. Nu știu ce se întâmplă, că știu că exista o perioadă, a existat o perioadă în viața mea când mă înțelegeam foarte bine cu gelurile lor de duș, dar mă disperă mirosul. Adică au schimbat ceva la miros și mă disperă mirosul, se transformă, nu e ca la alte geluri de duș. Ăla are un miros așa, destul de subtil, Lactovitul. Și e plăcut. Așa, am scăpat și de razaia de soare. Ziceam de gelul de duș de la Lactovit, care un miros foarte plăcut, spre deosebire de loțiunea de corp din aceeași gamă, care mi se pare mult prea parfumată. Dar cu gelurile de duș de la Nivea nu înțeleg deloc. Și mi se pare că nici nu spală foarte bine. Adică nu știu de ce am eu senzația că nici nu curăță pielea foarte bine. Da, cred că e ultima dată când chiar mai încerc gelul de duș de la Nivea. În schimb, îmi place foarte, foarte mult ăla, cum îi zice, uleiul de demachiere, în continuare de la Nivea. Ăla este top pentru mine. Apoi, am aici un gel de duș de la Dermacol. Ăsta este cu struguri și lime și miroase a must. Și pe asta mi l-a dat Sabina. Și trebuie să recunosc că e foarte plăcut așa, deși nu este un miros la care să mă fi gândit eu că ar trebui să fie în baie. Mi-a plăcut. Da, nu știu dacă am să mai fug să-l cumpăr, dar mi-a plăcut așa ca experiență. A fost ok. Încă un gel de duș, tot de la Dermacol, de data asta am luat de mine, și anume ciocolată și portocală. Și cu ocazia asta am constatat că mie nu-mi place combinația de ciocolată cu portocală. Știam, dar cumva gelul ăsta de duș mi-a adus aminte. Miroase exact a ciocolată cu portocală, deci mirosul este foarte, foarte
autentic. Dacă ați mâncat vreodată ciocolată din aia Heidi cu portocală, exact așa, exact gustul și mirosul pe care îl are ciocolata, exact așa este gelul ăsta de duș. Deci dacă vă place combinația, go for it. Mie personal mi-am dat seama că nu-mi place. L-am folosit până la final să scap de el, dar nu-l mai vreau pe ăla. Și stați că mai avem, ce credeți, că am terminat cu gelurile de duș? No way! Mai am un gel de duș pe care eu l-am folosit pe un post de spumant. Ăsta este de la Yves Rocher, Commune Evidence. Este din gama acelui parfum Commune Evidence pe care îl știți. Pe asta mi l-a adus Eugenia și pentru că eu am avut într-un timp parfumul și am avut o dragoste din asta așa cu năbădăi cu parfumul ăla, în sensul că îmi place și acum când îl miros îmi place parfumul, dar avându-l pentru o perioadă foarte lungă de timp, nu știu, mi se luase de el, adică nu mai suportam. Cred că ce am să fac în continuare este să recumpăr acest gel de duș și să-l folosesc pe post de spumant, pentru că miroase foarte bine și miroase toată baia, exact așa cum miroase Commune Evidence, dacă știți parfumul. Este foarte plăcut parfumul ăla, are un miros așa ușor floral, ceva fresh în el, nu este nici dulceag, nici agresiv, nici înțepător, deci este un parfum din ăla mai... care duce către ceva natural din punctul meu de vedere. Îmi place și mă bate gândul să-mi reiau, să-mi recumpăr parfumul? Just saying! Mai am aici un șampon uscat de la Batiste, de la ce altceva putea să fie, șamponul clasic uscat de la Batiste. Nu folosesc foarte mult șampon, mai folosesc din când în când ca să-mi dea puțin volum când mi se ploștește de tot părul sau să am puțină textură. V-am zis că, în general, dacă e părul meu slinos, îl spăl, că e cea mai simplă variantă posibilă, dar e bine de când din când în când să mai ieși cu un gel, nu cu un gel de duș, doamne, să mai ieși cu un șampon uscat la îndemână, că ajută pentru textură, nu strică niciodată. Apoi, tot legat de păr, ce am mai terminat a fost o sticlă din asta, pe care de altfel am să o și păstrez și are pământ pe ea, pentru că cineva, o anumă pisică cu mustăți albe, a dărâmat un ghiveci și a căzut tot pământul peste punga asta și toate sunt pline de pământ. Tratament expert de la Gerovital, loțiune cu petroleum, ulei de ricin, vitamina, stați că era ceva aici, uite aici, vitamina A și E. Și îmi place foarte tare pe asta să o aplic ca tratament înainte de spălare, are puțin miros de benzină. Așa, dar nu mă deranjează, mie îmi place mirosul de benzină și am observat într-adevăr că părul meu este cumva mai viguros. Eu oricum sunt mare fan ulei de ricin pentru păr și așa că am zis că e numai bun ăsta și chiar funcționează, l-am recuperat, să știți, adică nu e ca și cum. Și mă gândeam, fiind sticlă de sticlă, pe asta s-o refolosesc, adică să dau jos etichetele, să o spăl bine și să refolosesc, nu știu, să pun ceva în ea, să pun... nu știu, gel de duș, ceva parfumuri pentru baie, adică tot pentru baie aș folosi-o și să o am acolo, sticluțe din astea, adică mă gândesc să am așa aranjate mai multe sticluțe din astea care să arate la fel. Apropo de reciclat. Bun, mai am un din asta de dischete de machiante și se pare că mi-au mai rămas câteva dischete de machiante, nu-i problemă că îmi trebuiesc acum pentru unghii să-mi curăț unghiile. Din asta, de la Clinic, mă rog, nu e clinicul ăla, clinicul din astea de dischete, de bumbac, pe asta cred că l-am luat de la mine, de aici, de la Profi. Ok, nu sunt chiar cele mai grosave, dar sunt ok, merg, funcționează, sunt bune. Ok, hai să o luăm prima dată cu skincare-ul și după aia trecem la make-up. Am terminat Mineral 89 de la Vichy, un serp cu... apă termală și acid hialuronic, e bun, este ok, este decent, dar nu este printre topul preferințelor mele. În topul clasamentului serurilor cu acid hialuronic și cu apă termală, nu cred că este ăsta, în primele 5, nu știu. E bun, nu e rău, nu este îngrozitor, își face treaba, te ajută, hidratează, dar nu mi se pare că... dă lumea peste cap, știți, că imediat cum s-a terminat simt nevoia să-l am.
În schimb, ceea ce simt nevoia să am neapărat și nu mi-am recumpărat pentru că n-am ajuns într-un Carrefour, Amy, și nici n-am dat o comandă online, este acidul hialuronic de la Revox 5%. Deci ăsta da, îi simt lipsa, chiar îi simt lipsa și simt diferența când nu-l aplic. Îmi place foarte tare. Ăsta în combinație cu vitamina C, tot de la Revox, sau cu niacinamidele, sau toate trei, câteodată când mă apucă cheful, sunt minunate. Deci astea trei, ori combinate, ori separat, sunt minunate, sunt preferatele mele și ăsta este foarte, foarte bun și face treaba super bine. El vine la un preț super accesibil, nu știu cât e, 25-30 de lei, ceva în genul ăsta, depinde de perioada și pe unde îl găsiți, și mi se pare că este minunat. Deci ăsta, da, o să-l recumpăr. Deja asta e oricum, ea nu știu câta sticluță pe care o termin. Și că ziceam de vitamina C, am terminat și vitamina C 20%. Este serul cel mai bun cu concentrația cea mai mare de vitamina C pe care l-am găsit eu până acum și care are formula stabilă, adică nu se oxidează foarte repede. Pentru că, dacă vă aduceți aminte când am vorbit de vitamina C în clipul meu cu vitamina C, problema cu ei este că se oxidează destul de repede și la un moment dat își poate schimba culoarea și o să vedeți imediat la ce mă refer. Dar ăsta este foarte bun și cu formula stabilă și mi se pare o concentrație minunată. Se vede așa, se vede tenul super luminos dacă îl folosești pe perioadă îndelungată și îmi place foarte, foarte tare și iarăși, pentru 25-30 de lei, perfect. Și tot vitamina C, mai am un serum, mai am ăsta micuț de la Oriflame, care vine într-un set de 4 tubulețe din astea, adică pentru câte o săptămână. Asta este de la Novage, de la Oriflame și este un concept foarte interesant care îmi place în sine, și anume că acidul ascorbic este sub formă de pudră și nu se amestecă cu soluția decât în momentul în care începi să folosești produsul, ceea ce îl face să fie foarte proaspăt, adică ceea ce face ca loțiunea ta sau serul tău cu vitamina C să fie foarte proaspăt. Problema este că în acest caz serul este destul de instabil și se oxidează foarte repede, de aceea și ei au venit în formula asta de 4 sticluțe. În loc să-ți dea o sticluță mare, îți dau 4 din astea mai micuțe, care teoretic ar trebui să-ți ajungă o săptămână. Mie una din asta mi-a ajuns mai mult de o săptămână, deci am trecut la următoarele crei și una din asta mi-ajunge mai mult de o săptămână. Partea bună este că nu se oxidează într-o săptămână, da? Dar în momentul în care vedeți la vitamina C, indiferent că este cu acid ascorbic sau alți compuși, în momentul în care vedeți că de la o culoare transparentă trece la o culoare galben închisă, chiar portocaliu închis, un maro, It's problem. Așa, și nu mai e bună. Deci nu mai e eficientă, deja o mai folosești. Așa că, da, asta o folosesc. Pe asta am primit-o, by the way, setul ăsta l-am primit de ziua mea de la Denisa, pe care o iubesc și îi mulțumesc. E ok, doar singura problemă cu el este că are concentrație de 10%. 10% e puțin, pentru mine e puțin. Dacă aveți sensibilitate la vitamina C și nu suportați vitamina C, așa, sau aveți tendințe de cuperoză, atunci s-aș putea să fie ok concentrația asta și mai ales faptul că este proaspăt amestecat. Dar așa, pentru mine, ideal este ăsta de la Revox. Bun! Trecem la make-up. Mă surprinzător, n-am atât de mult make-up cum așteptam. Am terminat Dream Urban Cover de la Maybelline, unul din fondurile mele preferate. Am vrut să-l recumpăr acum, am dat o comandă pe Notino și am vrut să-l recumpăr, dar din nefericire nu era pe stoc nuanța mea. Am o nuanță de iarnă și o nuanță de vară. Asta este nuanța de vară care era... Era 111, era scria mare pe față și de-aia nu vedeam. Așa. E 111, asta e nuanța mea de vară, când sunt puțin mai bronzată, mai colorată, așa. Și nuanța mea de iarnă este 103, care nu era pe stoc acum. Și n-am vrut să risc să iau altceva, pentru că știu că asta vara mi se potrivește aproape la fix, iar cealaltă mi se potrivește iarna. Așa că mai aștept până intră înapoi pe stoc. Am terminat și True Skin-ul. Deci altă nu de la Catrice, tot așa vă spuneam pe Instagram despre el, că l-am recumpărat deja când am dat comanda pe Notino, pentru că nu pot fără anticerganul ăsta, este foarte, foarte bun și îmi place foarte tare. Are acoperire bună,
medie spre mare, nu este cea mai mare acoperire, nu e o acoperire din aia văscoasă, dar este bună și se întinde foarte bine, nu se strânge, nu se deshidratează zona de sub ochi, mai ales că are și acid hialuronic în compoziție, normal că n-are cum să te deshidrateze, rezistă bine și pentru 20 de lei cât este, mi se pare absolut minunat, 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 minunat. Așa, un alt drag și iubit anticearcăn al meu, pe care iarăși trebuie să-l cumpăr. Vedeți, am uitat să-l dau comandă. Când am dat comandă, acum am pe notin, o să-l pun și pe ăsta. Și este The Eraser de la Maybelline, iarăși un anticearcăn pe care îl iubesc de foarte, foarte mult timp. Unul din preferatele mele. Îmi place foarte tare. Ăsta este în ce nuanță, că nici nu știu, stat, că aveam două. Și ăsta nu știu în ce nuanță. Nu văd. Nu ved. Mă rog, vă scriu eu pe undeva. Da, foarte bun și anticearcănul ăsta, foarte lejer. Acoperirea destul de mică, nu are o acoperire în aia uriașă, dar partea bună la el este că poți să revii cu 2-3 straturi chiar și nu îți încarcă zona de sub ochi sau dacă îl găsești în nuanța tenului tău, că partea bună la el este că vine în mai multe nuanțe, poți să-l aplici pe față pe post de corector și nu se încarcă zona respectivă, ceea ce îmi place foarte tare. Un alt anticearcăn care mi-a plăcut mult și l-am cumpărat la recomandarea voastră, dar n-am să recumpăr pentru că l-am pălat de la True Skin și n-are sens să-l cumpăr pe asta. Este tot de la Catrice ăsta liquid camuflaj. M-ați bătut ani de zile la cap să-l cumpăr. L-am cumpărat într-un final la insistențele voastre. E bun, este un anticearcăn lejer. Este un anticearcăn din ăla pe care poți să-l aplici chiar și când nu ești machiată, doar ca să-ți dea puțină, nu știu, lumina așa și să te facă puțin să fii mai trezită, să par mai trezită, dar nu este în topul preferințelor mele pentru că nici rezistența lui nu este foarte mare și nici acoperirea nu este foarte mare. Prin urmare, e bun, e ok, e mai degrabă pentru acele fete care nu se machiază sau care folosesc un machiaj foarte light sau pentru cineva care abia începe să se machieze, adică e cam în zona aia. Mi s-a părut că s-a uscat destul de repede, by the way, mi s-a părut că s-a uscat relativ repede, așa, și v-am zis, între ăsta și True Skin, clar, prefer True Skin-ul, deci este net superior True Skin-ul, dar foarte bun și ăsta dacă vă bătea gândul să-l luați. Apoi, mai am un itty bitty Give Me Brow de la Benefit și anul ăsta am devenit absolutamente obsedată de acest Give Me Brow. L-am mai avut, nu e prima dată când le încerc, dar mi se par geniale și o să trebuiască să mă duc acum, imediat cum îmi decolorez părul, să-mi cumpăr o nuanță deschisă. Asta este nuanța numărul 3, care era puțin cam închis pentru mine, eu prea am 2-ul și o să vreau să-mi iau o nuanță mai deschisă ca să-mi fac sprâncenele mai deschise, pentru că sunt foarte, foarte bune astea de la Benefit. Dau impresia de sprâncene normale. Am zis ce de până acum? Nu, sprâncene. Așa. Îți dau impresia de sprâncene naturale. Pot să-l folosesc inclusiv când nu sunt machiată, doar așa să-mi perisc puțin sprâncenele ca să stea aranjate și aici, pentru că sprânceana asta aici are o pauză mare în față, pot să construiesc cu periuța asta, fiind foarte, foarte micuță, pot să construiesc aici în față niște perișori care să nu pare artificial și se vede ok chiar dacă nu sunt machiată. Că știți cum e, știți genul ăla de față când nu ești machiată, dar ai sprâncene. Știți că era la un moment dat pe YouTube trendul ăla cu nu mă machiez, dar fac sprâncenele și erau, ieșeau toate cu lipitorii afară. Da, nu se vede, încă cu ăsta nu se vede. Dacă dai așa discret cu el peste sprâncene, nu se vede și ți le și aranjează. Nu le... Singurul lui minus este că nu le lipește. Deci nu e adeziv din ăla, nu e super glue pentru sprâncene, ci doar le colorează și acoperă golurile și cumva uniformizează sprânceana, dar nu le lipește să stea acolo. Iar la mine sprânceana asta migrează, because asta e sprânceana de la mama. Așa. Sau dacă vrei să nu te machiezi și doar să-ți aranjezi sprâncenele, este super, super bun. Mai am încă unul. Ăsta este mic. Ăsta este cel itty bitty mini, mini, mini. Așa. Dar să știți că și ăsta micul m-a ținut foarte mult. Mai mult pe ăsta l-am folosit decât pe celălalt, dar nu știu cât costă ăsta mic. Eu l-am luat la o promoție ceva pe amândouă. Nu mai țin minte cât costă, dar ăsta mic m-a ținut super mult. Chiar am rămas surprinsă. Când s-a terminat am zis, wow,
chiar te mai termini și tu? Adică am impresia că este fund în aia, care nu seacă niciodată. Așa, și mai aveam o pudră care m-a șocat când s-a terminat, a ras. Pudra mea! Este una din pudrele mele pulbere preferate, pentru că eu folosesc cu precădere pudră pulbere. Folosesc pulbere, da. Folosesc cu precădere pudră pulbere și este infailibilă de la L'Oreal. Este una dintre cele mai fine și cele mai bune pudre pulbere pe care le-am găsit. Nici nu merită să vă duceți către în zona de high-end, efectiv. Nu doar dacă vreți voi să încercați chestii scumpe, dar asta este super bună și este atât de fină. Are niște microparticule, este super, 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 super fină. Îmi place foarte tare, n-are miros, este translucidă. O las în descriere. Super bună! Și mai am, ce credeți? Ceva ce n-am avut niciodată într-un clip cu terminate, produse terminate. Cred că n-am avut niciodată, și anume două uleiuri esențiale. Da, surprinzător, mi s-au terminat uleiurile esențiale. Asta este de eucalipt și ceva. Alo? Alo, bună ziua, de la TPT Curier, vă sun, am și eu un colet pentru dumneavoastră. Curierul mi-a adus un colet. Da, și ziceam că nu știu dacă am avut vreodată în clipul meu cu terminate, produse terminate, uleiuri esențiale, dar știți că mie îmi plac foarte tare uleiurile esențiale, deși nu prea le-am folosit. Pe astea le-am de vreun an și ceva și le-am folosit mai degrabă vara, pe seara, așa le foloseam când nu erau pisicile în casă. De ce? Unul este cu eucalipt și n-am căutat eu pe net să văd dacă pisicile au o problemă cu eucaliptul. Dar e foarte înțepător și mă gândesc că le deranjează, adică e cumva la mintea cocoșului, ca să zic așa. Și celălalt este surprinzător cu lavandă. Eu nu sunt mare fan lavandă, dar cu toate astea mi-am luat unul cu lavandă. Ambele le-am luat din DM, nu știu cât am dat pe ele, cred că 10 le-am dat pe o sticluță din astea și sunt bio. Sunt foarte bune și pe lângă astea le-am folosit să-mi fac și sarea de baie, să-mi aromatizez eu sarea de baie. Și este un truc pe care de altfel îl folosesc și îl fac de multe ori, când nu găsesc sarea de baie care să-mi placă. Pentru că eu cu mirosurile sunt mai pretențioasă și puteți să faceți și voi chestia asta, luați sare din aia de murături, din aia clasică și o aromatizați cu ce uleiuri esențiale vreți voi, puneți mai mult, mai puțin, în funcție de cum vă place, dacă vreți să fie aroma mai intensă și miroase toată baia, deci când puneam, mai ales asta cu eucalipt, când îmi puneam sarea în cadă, mamă, deci miroase toată baia și e foarte bun că te ajută să respiri mai bine și e plăcut, da. Cam atât pentru astăzi, cam astea au fost produsele mele terminate, ultimele pe anul ăsta și am vrut să nu intru în anul nou cu gunoi. Da, dacă vreți, am vrut să le termin, să scap de ele și să le pot arunca, să nu trebuiască să stau să le mut de colo-colo. Acum când vin sărbătorile, să mă împiedic de ele, că ce mai e și cu punga asta. Vreau să știu dacă voi ați încercat produsele astea, dacă aveți alte recomandări, nu știu, care sunt părerile voastre despre aceste produse sau despre alte produse pe care ați vrea voi să le vedeți la mine pe canal. Dați un like și un share la clipul ăsta, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, activați-vă notificările ca să știți când vin clipurile noi, că o să ne schimbăm puțin programul pe decembrie, v-am zis. Și veniți și pe Instagram, că vorbesc acolo în fiecare zi cu voi. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!